Persoanele interesate să lucreze peste hotare au acum o nouă șansă. Prin intermediul serviciului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt puse la dispoziție zeci de locuri de muncă în diferite meserii. Prin rețeaua EURES avem disponibile astăzi un număr de 109 locuri de muncă în țările Uniunii Europene și Spațiul Economic European. Avem oferte din Finlanda, 4 posturi în domeniul transporturilor. Din Germania avem 17 posturi în transporturi, în producție și în legumicultură, Italia un post în domeniul IT, Norvegia 53 de posturi în următoarele domenii: construcții, auto, gastronomie și în cercetare. Din domeniul agricol vine o ofertă cu 20 de joburi disponibile. Un angajator din Olanda caută culegători de căpșuni. De asemenea, din Spania, o firmă caută șofer de tir. Sunt posturi care atrag pe olteni, însă puțini sunt cei care obțin un contract. De la începutul anului până acum au fost înregistrate 63 de persoane în baza de date pentru munca în străinătate, și dintre care 3 persoane au obținut contracte în Spania. Informații detaliate despre locurile de muncă vacante în această perioadă în țările Uniunii Europene puteți găsi pe adresa aneofm.ro.